Salutare, prieteni! Așa este, știu, vă înțeleg. Aveți o dorință nenaturală de a deține un calculator cu Windows XP pe care să vă jucați jocurile clasice din anii 2000. Foarte bine, viața e prea scurtă ca să nu ai asemenea experiențe. Ați înțeles? Experiențe? E, dacă vă plac glumele proaste și pe deasupra vreți și experiența Windows XP, vă invit să ascultați nițel ce o să pălăvrăgesc eu aici. Acum, eu nu știu ce knowledge aveți fiecare dintre voi. Unii ați uitat mai multe despre calculatoare decât o să știu eu toată viața. Bravo vouă! Unii sunteți abia la început cu acest hobby. Foarte bine, mult succes! Iar alții sunteți ca mine, pe la mijloc, adică ne prefacem că știm mai multe decât știm de fapt. Dar haide să începem. Răspunsul la întrebarea care este cel mai bun calculator pentru XP nu există, pentru că întrebarea în sine nu există, nu are sens, așa că eu vin cu o propunere de calculator care îndeplinește următoarele criterii. Te poți juca liniștit jocuri din anii 2000-2006, componentele sunt ieftine și ușor de găsit, în România, calculatorul este stabil și nu o să aveți prea multe probleme de compatibilitate. Ca și platformă, eu recomand Intel Core 2 pe socket 775. Motivele sunt simple. Găsești procesoare Core 2 la 10 lei kilogramul, Core 2 sunt extrem de rapide pentru Windows XP, sunt reci și silențioase și poți găsi un gazilion de coolere chiar și noi. Cel mai bine este să căutați un kit placă de bază cu procesor, RAM și cooler. Ca și modele de procesor, orice de la Core 2 E6600 în sus sau Core 2 Quad Q6600. 2 GB de RAM ar trebui să fie ok, dar e ok și dacă aveți 4 GB, chiar dacă Windows-ul o să recunoască doar 3,2 GB. Ca placă de bază, recomand una cu chipset P35, X38, P45 sau X48, dar să fiți atenți la memorie, DDR2 sau DDR3 în funcție de placa de bază. Următoarea componentă crucială este placa video și aici să înceapă discuțiile. GeForce 4 din 2002, GTX 750 din 2014, sau poate chiar GTX 960 din 2015 și asta face parte din farmecul Windows XP. Poți folosi cam aproape orice. Am făcut un video recent despre 5 motive pentru a folosi Windows XP, îl găsiți aici mai sus sau în descriere. Deci, placa video. Pentru jocuri din anii 2000-2007, eu recomand următoarele. De la Nvidia ceva din seria 9000, 9600 GT sau 9800 GT sau chiar 250 GTS, care este de fapt 9800 GTX, și de la ATI recomand ceva din seria HD 4000 sau HD 5000, 4850, 4870 sau HD 5830, 50 sau 5870. Fiecare din acestea are problemele ei. De exemplu, plăcile ATI sunt cam fierbinți, plăcile Nvidia posibil să se strice mai repede, dar AE face parte din farmec. Pentru stocare puteți lua un hard disk second hand, unul nou chiar de 500 de giga sau chiar un SSD, de cât doriți. Un SSD va fi mai rapid, normal, dar eu am numai hard disk-uri în sistemele mele vechi și nu mă plâng, dar aici depinde de fiecare. Sursa, în schimb, e nițel mai complicat. Eu unul folosesc surse second hand, dar mă risc. Eu nu vă recomand vouă așa ceva, așa că puteți lua o sursă decentă nouă. La monitor sunt două soluții, ori cumperi un LCD din anii 2000, non-widescreen, o să găsiți foarte multe LCD-uri de 19 inci. Eu o să folosesc un LCD de 19 inci de la mijlocul anilor 2000, un cablu DVI care se duce de la placa video direct în monitor și AE, viața e frumoasă, dar merită trăită. Ce am spus eu până acum, despre tot, este mai mult pentru cei care sunt la început. Dacă doriți să fac un video în care să discut mai în detaliu despre toate aceste aspecte, nu doar despre monitoare, ci și despre componente și sistemele de operare, drivere, îmi ziceți în comentarii și discutăm. Vă mulțumesc! Încep cu un joc clasic din 1998, deși este varianta Enhanced de pe GOG. Baldur's Gate 1, un joc 2D isometric. M-am plimbat și dialogat nițel pe aici, totul pare ok. Nu am CD cu jocul, ar fi fost interesant de văzut dacă merge pe configurația asta, că cei de la GOG sigur au băgat ei ceva optimizări, fixuri, hack-uri legale. Jocul care mă enervează la culme ori de câte ori îl joc, deoarece protagonistul se zmucește la propriu ori de câte ori apăs orice tastă direcțională, se mișcă de zici că e Jar Jar Binks. Aliens vs Predator 1 merge bine. De menționat că pentru absolut toate jocurile am folosit 16x anisotropic, asta pentru ca texturile să fie mai clare, și 8x sau 16x anti-aliasing ca să scăpăm de jaggies, scărițe, pătrățelele acelea din extremitățile obiectelor. Jocul care nici nu are rost să-l mai incluzi undeva pentru că el merge și merge bine pe orice, Quake 3 merge bine și pe orice-ul nostru. Singurele probleme pe care le-am avut vreodată cu Quake 3 au fost în Windows 98 și atunci era ceva de la driverele OpenGL. În stânga sus sunt și niște statistici. Temperaturi pentru procesor și placa video,
cât de folosite sunt procesorul și placa video și câtă memorie de sistem și memorie de la placa video este folosită. La placa video avem acum aproximativ 60 de grade și mai în dreapta vedem că jocul folosește cam 15% din placa video. Mai jos avem 98 de mega memorie video, adică atât folosește jocul din cei 512 de mega pe care are placa video. Procesorul stă pe la 62 de grade și RAM-ul sistemului pe la 650 de mega din 2 giga. Cu Screamer 4x4 versiunea GOG am avut probleme. Jocul are glitch-uri vizuale atât pe Direct 3D cât și pe OpenGL, însă a mers cu Glide. Problema la Glide e că suportă doar 800x600, dar măcar merge. Am jucat Screamer 4x4 și pe alte plăci video mai vechi și nu aveam problema asta, deci mă gândesc că poate să fie de la drivere mai noi, n-aș ști să vă spun exact. Versiunea de CD a lui Max Payne merge bine, mersi, chiar foarte bine, jocul folosește din plin resursele sistemului. Placa video stă pe la 90% câteodată, asta pentru că nu am activat VSync, ceea ce înseamnă că jocul pompează resurse până când nu mai are ce, de aia am și 200 plus FPS. Mafia e jocul din 2002 cu care aveai noroc dacă îl rulai la 60 de FPS atunci. Ce mi se pare interesant este că jocul abia folosește procesorul. După cum bine vedeți, până acum procesorul stătea la 60 de grade, acum stă la 46 și usage-ul este cam la maxim 10%. Nici placa video nu este foarte folosită, doar 20%. În schimb, folosește o grămadă memorie video, 224 de mega. Nu existau plăci video cu 256 de mega în 2002 când a ieșit jocul, dacă nu mă înșel. Vice City este un alt joc lansat în minunatul an 2002. Poate că ar trebui să fac un video și despre anul 2002 și 2001, 99, 2005. Fac pentru toți anii. Și în acest joc trebuie să avem VSync activat. În primul rând, jocul are el frame limiter, dar nu îl folosiți pentru că o să aveți 30 FPS. Dezactivați din joc, dar nu uitați să activați în placa video. Pentru că dacă jocul trece de 60 FPS, se întâmplă chestii dubioase. E, uite, pentru asemenea jocuri, merită să ai un sistem foarte puternic pentru XP, ca să poți folosi rezoluții mari, anti-aliasing foarte mare și totuși jocurile să meargă brici. Să te joci Vice City pe Core 2 și 9800 GT e ca și cum te aduce cu Ferrari să cumperi pâine, total inutil, dar nu contează pentru că te face să te simți excelent. În Dungeon Siege nu merge MSI Afterburner, dar e ok, vă spun eu, FPS-ul este foarte bun. Nu știu dacă vedeți, dar în stânga sus apare in-game FPS. Și deși fluctuează și mai avem și niște statere, așa e engine-ul, un engine mic ce trebuie să care în spate o droaie de texturi, obiecte, efecte, transparență și altele. Heroes 4 este un joc 2D, cred, deci e clar că nu o să avem probleme. Jocul merge foarte bine, mai ales că el este un joc vesel și de relaxare. Nu se preocupă el cu framerate, rezoluții și setări. Singura setare de care ai nevoie în Heroes 4 este cea de sunet. Pentru că sunetul și muzica mai ales sunt cei mai buni prieteni ai tăi din acest joc. Până acum nu am băgat de seamă că Neverwinter Nights folosește OpenGL. E ceva și asta. Jocul folosește din plin unul din cele două core-uri ale procesorului. Stă spre 100% mai tot timpul. Și na, e bine, dar avem resurse să le folosim. Procesorul stă pe la 60 de grade, asta pentru că folosesc un cooler stock. Dacă aș fi folosit ceva mai performant, probabil că aveam undeva la 50 de grade. Însă ce am jucat cum trebuie este Warcraft 3. L-am jucat oricum și oriunde, acum 20 de ani și acum 2 zile, pe pocnitor și avioane, nu contează, el a fost mereu acolo. Jocul este sublim și merge perfect, fără nicio urmă de nimic, doar pure enjoyment. Sunt în campanie acum, nu am foarte multe unități pe ecran. Dar vă garantez eu, pe sistemul acesta o să meargă bine oricâte unități ai avea pe ecran, pentru că procesorul duce mult și jocul are nevoie de procesor puternic atunci când ai multe unități pe hartă. Să joci Serious Sam cu VSync activat la 60 FPS se simte absolut mega oribil, deci nu ai cum, pur și simplu, jocul se simte slinos, arma foarte grea și precizia are și ea de suferit. Așa mai merge, 200 plus FPS, zici că zburăm. Placa video trage puternic, aproape 100% și a ajuns la 70 de grade. O temperatură ok pentru placa asta. Nvidia zice că maximum ar fi 105 grade. Pe bune, ți se topește și sufletul la temperaturile astea. Vorbind de suflet, uitați aici un joc cu suflet.
un prinț ce iubește nisipul, prințul din Persia. Poate lui nu-i intră peste tot. Bine, la ce nedragi are, cred și eu. Poate ăsta e secretul de altfel. Dacă Anakin avea niște izmene mai ok, poate nu se dădea cu partea întunecată, zic și eu. Minunat joc, supposedly, pe care eu nu l-am jucat nici acum cum trebuie. Dacă merge Doom 3, merge orice. Și merge, la 60 FPS, pentru că este limitat, placa video nu se stresează, stă pe la 20-30% mai mereu, procesorul nici atât, stă la 50 de grade, lejer. În schimb, Doom 3 omoară memoria plăcii video, 357 de mega, dar eu am 512, deci e ok. După cum bine vedeți, o placă video cu 512 mega memorie video este foarte ok, la fel și cei 2 giga de RAM, acum sunt ocupați doar 1 giga. Un alt joc din 2004 care se vede superb, la detalii maxime, Underground 2, este versiunea pe CD, că doar aia mai există. Mulțumim EA! Până acum, absolut toate jocurile au mers flawless, mai puțin Screamer 4x4, deci cumva recomandarea mea se dovedește a fi cinstită, decentă și corectă. Ce părere aveți? Dar aștept și sugestiile voastre, desigur. Ce ați alege voi pentru gaming din perioada Windows XP? Sau ce folosiți voi acasă pentru așa ceva? Minunatul Sacred din 2004 este un joc minunat. Un hack and slash care cică era clonă de Diablo, dar care este la fel de diferit de Diablo ca Mafia de GTA 3. Un alt joc 2D, dar chiar nu contează, de fapt pentru multe jocuri prefer 2D, arată mai bine. Bine, caracterul este 3D, lumea este 2D. Ce să mai, o combinație superbă. Un hack and slash bogat în personaje, skill-uri, combo-uri, iteme, quest-uri și așa mai departe. Un joc ce merită jucat și după ce a apărut, pentru o perioadă destul de scurtă de timp, ce-i drept, era printre cele mai căutate jocuri din cercul meu restrâns de tocilari. Dar, dacă vorbim de cel mai căutat, nimic nu se compară cu cel mai căutatul din 2005, Need for Speed Most Wanted. Din nou, folosesc versiunea retail, adică pe DVD. Jocul stă la un superb 80+ FPS, cu o placă video spre 90% și 70 de grade, 250 MB memorie video, 1000 de MB memorie RAM, Most Wanted zbârnie mai ceva ca acest legendar M3 GTR, cel mai faimos M3 din istorie. Un alt joc minunat din 2005, Call of Duty 2, are niște probleme. Dacă modific setările grafice, crapă. Am încercat asta de mai multe ori, aceeași problemă, AE. În schimb, jocul arată superb și diferența grafică dintre primul care folosea engine-ul de la Quake 3 și acesta care folosește engine-ul propriu al celor de la Infinity Ward este foarte vizibilă. Adică jocul chiar se vede bine și deși nu sunt ahtiat după grafică, trebuie să-i dăm sergentului ce este al sergentului. Pușca. Puteți râde de mine încercând să mă prind cum se joacă acest joc, dar jokes on you. Am reușit să pun în mișcare două locomotive și una dintre ele care și ceva după ea și mai face și bani. Ia uitați ce frumos se plimbă ea, la 60 FPS câteodată și 30 FPS altă dată. Nu înțeleg care e treaba, poate stă la 30 când sunt la zoom out maxim. Mă rog, ideea e că jocul se mișcă superb și cred și eu. Omoară placa video în două, o ține la 99% mereu și 71 de grade. Aici vedem că memoria sistemului a ajuns cam la 1,5 giga. Haideți să trecem la 2007 și Painkiller Overdose arată bine, se mișcă bine și trage bine. Un joc din 2007, toate la maxim, anti-aliasing și încă nu am ajuns la 512 memorie video. Deci suntem ok. Performanța e ok pe la 80 FPS, ceea ce este excelent, mai ales că placa video nu este folosită la maxim, deci mai este loc pentru o rezoluție mai mare. Un alt joc din 2007 este Driver Parallel Lines, deși grafica apare mai mult de 2004. Mă rog, jocul merge bine, singura lui problemă este că nu se vede pe tot ecranul. Dacă activezi widescreen se vede așa, oribil. Dacă nu, se vede așa, oribil less, dar tot nașpa. Cam asta a fost, sper că v-am fost de ajutor și dacă da, ne mai auzim la astfel de videouri. Dacă nu, vom vedea noi ce mai facem. La revedere! Acum, cea mai mare problemă legată de sunet este de la această placă video, pentru că are un cooler nu foarte mare, nu știu cine s-a gândit că ar fi o idee bună să pună pe un 9800 GT un cooler extrem de mic și bineînțeles că ventilatorul o să se învârtă la viteza amețitoare și o să ne amețească și pe noi de creier. Acum ventilatorul e la 50%. Deja începe să gâje. 75%. Oh, snap! Și ascultați minunăția la 100%. Ce vorbești, prietene? Decolăm! Da, așa ceva nu. Și câteodată o să stea și la 100% pentru că, na, dacă ajunge la 70 de grade, îi place să fie rece, dă ventilatorul, zici că suntem noi vara cu aerul condiționat. Aia e.